Ei, ați mâncat tot. Ha. Bun, încă mai vin și la apă. Treaba e că nu e o temperatură prea grozavă. Adică așa un vânt rece. Dar totuși avem, în 13 grade avem. Eu continuu aici mai departe cu... Am făcut rândul ăsta de sus. Și acum continuăm jos. Ia să vedem aici. Mușelelor, hai să vedem ce facem aici. Că uite, pe bilețelul lui nu scrie nimic aici. Vedem ce e cu el. Ținem evidența așa la fiecare. Ia să vedem aici. Puțin fum. Ca să știți că am venit la voi. Turtiță. Cam puțin ați mâncat. Ia. Da, ba, nu, e bine. Păi știi ce am mâncat el aici? Ia să vedem aici. Facem mai treaba asta sau nu faci? Sau te las acasă? Puțin albin aici. Deci el a iernat pe cât? Pe 6 rame, da? 2, 4, 6. Tot 6 are. Cum bă, alții au ajuns în 10 rame și tu? Și acum stai în 6. Ia asta, bă, ce-i cu tine aici? Ce-i cu tine? Prima ramă cu mâncare. O dăm aici în spate. Bine că am puțină, cred că te strâng o ramă. Așa. Venim aici cu o ramă. Descăpăcit așa. Uite așa. Și acum vedem ce avem aici. Ok, și cam rău. Aude. Ia să vedem aici. Oh, 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 oh. Da, nu e aici puiet. Dacă nu e puiet, dăm aici. Adică mie îmi place să le organizez cum vreau eu, nu cum vrea el. Așa vreau eu. Organizez eu, nu? Fac ele ce vrea. Regina este aici, cred că a venit cu ouatul. Da. Este puiet. Larvar aici, nu știu dacă o să se vadă. Cred că se vede, uite, lucește toată partea asta. E bine așa. Deci avem aici puietul larvar. Lângă rama cu miere. Mai departe. Aici. Oho, puie căpăcit, frumos. Mai jos, larvar. E bine așa. Hai să vedem mai departe. Deci două cu puiet. O mai socotesc în decimetri acum, că fiecare are cam 5-6 decimetri. Ia să vedem. Oho, ia uitați-vă aici. Ce regine e asta? De la Oprea. Oprea, trăiți-ar neamul, ia uite ce-mi fac reginele tale. Ce fac eu cu asta? Ce fac eu cu atât puiet? Ce fac eu cu atât puiet din februarie? Doar n-a trecut și pe asta, ia să vedem. N-a trecut, dar îl ajut eu să treacă aici. Hai să vedeți cum îl ajut eu, uite așa. Uite așa îl ajut. Ah, ce-am țepat. Te-am necăjit, pe dar. Uite așa l-am ajutat, i-am descăpăcit-o. Și el poate să vină aici liniștit. Regina poate să vină liniștit aici să depună o ramă de puiet. Când poate, ea vine acolo. Așa, după aceea. Rama asta care e bună de ouat și asta.
următoarea, adică la fel, când va putea el, va trece aici. Așa. Și cam atât, 2, 4, 6. Îl las tot în 6 rame. Așa zic eu că e bine să-l las în 6. Păi ăsta are destul, dar întâi să eclozeze ăla. Aici, după diafragmă, are o ramă așa. De descăpăcit, i-am descăpăcit prima ramă, pe cealaltă, nu mai descăpăcesc. Asta o scoatem. Așa. Și rămâne tot în 6 rame. Încă vreo 10 zile. În 10 zile o să iasă de-n puietul ăla. Turtița lui. Ce, că-i pun alta nouă, gata. Aia era mâncată prea mult din ea, nu mai. Uite așa, să te faci tu mare și frumos. Podișorul. Deci după cum ați văzut, are chef de treabă, da? Îl punem borcanul ăsta aici. Deci toată hrana care eu o dau, o să vedeți că va fi transformată în puiet. Bun, următorul. E la anul ăsta. Regina de la Oprea. Ia să vedem. Deja știu, când găsesc câte unul bun, Regina de la Oprea. Ia să vedem aici. Uite așa. Deci avem așa, rama de după diafragmă. 2, 4, 6, 7. Deci el a iernat pe 6 rame. I-am pus o ramă, cred că în urmă cu vreo săptămână, că am văzut eu că are albină multă. Și uitați-vă cât a trecut el după diafragmă. Deci asta deja îmi spune că 7. Și cu asta 8. Îl încheie în 10 rame. Ce să fac? Îl încheiem în 10 și gata. Ia. A făcut acasă. Așa. Și hai să vedem ce găsim aici. Organizez eu nițel după placul meu, nu după placul lui. Ia, prima ramă, plină cu miere. Ia să vedem. Gata cu iarna. Vine primăvara, tată. Ia să vedem următoarea. Nu, stai așa, că deja îi bag o ramă cu miere aici. O ramă descăpăcit așa. Uite aici. Bun. Și acum vedem ce are el. Ce ai tu aici, bă, tată? Nu-mi place. Ai decât niște mâncare. Asta e tu aici. Faci ce vrei tu. Următoarea. Puiețel frumușel. Să vede. Vine aici puiețel. Uite așa. Următoarea. Puiețel frumușel. Aută-l. O, mai socotim decimetric, am depășit 20 de mult. Așa. A treia ramă. Fai de mine. Larvar toată.
toată de sus până jos e larva. Dacă se vede acolo, nu știu, cred că lucește în ramă sau nu. Credeți bine, nu credeți. Bun, trei cucuieți frumoase. Are 7 lejer pe una, 3 ori 7, 21 de decimetri. Mergem mai departe. Ia să vedem ce îi dăm lui acolo. Imediat îl rezolvăm. Imediat. Uite așa. Asta e stilul meu, care nu-i place cum lucrez. Se închide repede YouTube-ul. Uite așa. Deci eu de ce fac chestia asta? De obicei albina tânără repară celulele și poate să depună și ceară dacă mai e nevoie. Eu am albină tânără, cel puțin o ramă de albină eclozată. Albina aia din ianuarie care am crescut-o eu, puietul ăla. Și merge să fac treaba asta. De exemplu, la aia de afară nu le fac acum treaba asta. Aia mai durează. Ia să vedem, o plină de miere. Aș vrea una mai goală, ia să vedem. Asta? Plină și asta. Ia să vedem. Mamă, plină și asta. Hai să mai aducem o ramă aici. Ia să vedem. Și pe ăsta îl închei în 10 rame. În câteva zile iese din puietul ăla. Ia albină destulă. Și aici îi băgăm, după ultima care i-am descăpăcit-o, una bună de ouat. În caz de nu sunt eu pe fază, el are unde depune acolo puiet. Uite așa. Gata și cu ăsta în 10 rame. Ia să vedem, o turtă proteică. Hai, băgăm una frumos așa. Ia mă, vrei și sirop? Ia, am pus turta asta, dar mai așa. Ia și siropul, să te faci tu mare. Uite așa. Așa. Scrim aici foarte bun. Deschid pe 5 martie. Adică după 10 zile îl deschidem. Ia să vedem aici, la fel, o familie din, asta e regina 2020, când am făcut eu din regina aia de la Neacalmos, 2020, a dat 102 kg, acum un an, și l-am păstrat și anul ăsta, aolo, iar am zis cât am dat, na, am zis că nu mai zic. Ia să vedem ce a făcut aici. Ia să vedem. Prin 2018 sau 19 mi-a dat Neacalmos și un roi. Ia să vedem. Și am făcut o regine, câteva regine din ea. 2, 4, 5 rame. El are 2 rame după diafragmă. Ia să vedem noi ce găsim aici. Îl luăm la rând. Nedeschis din octombrie. Ați văzut când m-am dus eu la stupul ăla, care zic eu stupul fără stăpân, că n-am găsit puiet în el. Nedeschis din octombrie era ăla. Uite așa și asta, nedeschis din octombrie. Ia să vedem aici. Ramă cu mâncare, care?
O dăm aici după diafragmă deocamdată. Așa. Îi băgăm deja o ramă aici cu mâncare. Uite așa. Scoți ramă cu mâncare, îi bași cu mâncare. Ia să vedem aici. Hai să vedem ce a făcut el aici. N-ai nimic, bă, tată, bă. O dăm deoparte dacă nu avem nimic aici. Ia. Mergem mai departe. Înțepe, mă? Ia să vedem aici. Are ceva pețel. Dar cam împrăștiat, așa. Aici mai bine. Rămâne așa. O ramă. A doua ramă cu puiet frumos. Oho, uite și reginuța acolo cu galben jos. Așa. A doua ramă cu puiet. Așa. Puiet mult. Un 7 decimetri. O prima poate 6, hai 13. Ia să vedem aici. N-a venit cu oatul aici încă. Dar e bine. Îl rezolvăm noi acum. Să vină el aici cu oatul. Ia să vedem ce-i facem acum. Descăpăcire rapidă. Uite așa, rapid. Am descăpăcit. Îl băgăm aici. Așa. Ei, mai băgăm una bună de oat. Cred că pasta. Da. Și la asta îi aplic aceeași metodă. Uite așa. Deci are pe ce se extinde. 2, 4, 5. Asta o băgăm ultima. Aici. Atât. Așa. Iar asta le scuturi. Ia să vedem aici. Și pasta. Ba nu, o las după diafragmă. Uite așa. Bun. Pune și lui o tultă. O turtă din bucățele, uite. Și consider că e un stup bun. Scrim aici. Îi dăm cu foarte bun, că acum l-am dat mire, văd că și acu-i bine. Deschid pe 5 martie. Așa. Uite așa. Uite așa. Ia și sirop dacă vrei. Hai să vedem ce găsim aici. O regină făcută de mine acum un an.
Ia să vedem. Turtița ai mâncat, un semn bun. Până aici, e un semn bun. Așa. Ia să vedem aici. Rama de după diafragmă arată așa. Diafragmă. Ia să vedem pe aici. O binuță multă. Ia să vedem ce să fac eu ție. Am făcut nițel loc aici și o luăm de aici de la început, la prima rană. Prima rană, tot. Ia să vedem ce avem noi aici. Albinuță, frumușică. O luăm de aici. Și o băgăm aici. Bun. Prima ramă. Mai băgăm aici așa. Aute. O lenaș acolo, postură, îi dăm ceva bun. De la rezervă. Uite așa. Și acum să vedem ce găsim în el. Ceva puiețel aici, frumos, rămâne aici. Următoare, mai mult puiețel, frumos și aici. A treia ramă, și aici puiețel, mai mult larvar este aici. Puțin căpăcii și larvar. Așa, aici. Cam atât. Sau e și aici. Nu se vede, e pregătit de ouat. Dacă e pregătit, îl ajut și eu să o pregătească mai bine. E regina pe aici. O să vede. Căpăcire rapidă. Uite așa. Deci poate să treacă aici cu puietul când are posibilitate și chef. Așa. Ia să vedem mai departe. Era ramă plină cu miere. Lăsăm aici. Vreau să caut una mai goală. Și asta e plină. Asta ar fi mai goluță. Nu prea e bună de ouăt. Nu, asta e urâtă. E urâtă. Ce fac? 2, 4, 6, 8, 9. Ia stai mă așa că te rezolv eu acum imediat. Ramă bună de ouă, descăpăcită puțin, după ultima care i-am descăpăcit-o. Deci dacă vrea să extindă, are unde, da? Uite așa. Deci nu i-am spart cuibul, nu nimic. El vine cu puietul de aici. Se pune și lui o turtă nouă, frumoasă, așa.
Așa. Podișurul. Și eu zic că va fi un stup bun ăsta. Rămâne de văzut. Prin martie.